Expoziția de filatelie este un eveniment dedicat aniversării a două decenii de la reînființarea secției de limbă germană la Liceul Teoretic Ștefan Ludwig Roth. Elevii au avut ocazia să vadă timbre aparținând colecționarilor Liviu Pintican și Romeo Stoia. Alți colecționari încep să spună că au moștenit tradiția din familie. Corect, da. În cele mai multe cazuri, părinții, la rândul lor, au fost colecționari și au încercat și au transmis această pasiune copiilor. La mine nu s-a întâmplat așa, părinții mei au fost niște oameni modești, dar întâmplarea a făcut ca mama să lucreze o perioadă, într-un post de secretar de astăzi, unde s-a adunat toată corespondența la instituția respectivă și ea a fost cu ideea să-mi aducă acasă fragmente din plicurile corespondenței respective. Sigur, erau timbre românești la vremea aceea, era prin anii 1954-1955, parcă acum le văd și le știu pe din afară, românești, sovietice mai puțin, pentru că instituția respectivă nu prea avea corespondență cu partea rusă, cu RSS-ul, însă ce am remarcat și astăzi o spun că nu se mai întâmplă, din păcate, la vremea aceea tot ce edita Poșta Română apărea efectiv și pe scrisori. Am început acest exponat, practic, să colecționez materiale legate de tema heraldică de prin 1978-80, când m-am înscris în cercul filatelic de la Mediaș. Un cerc foarte puternic, îmi spunea și domnul Pintican. Da, ne adunam în sala de nunți, că atâția eram. La cercul militar, la Casa Armatei. Militar, unde se țineau nunțile. Jumătate de sală erau ofițeri care colecționau aviație, cosmos. Sute de oameni erați. Da. Zeci de oameni, nu chiar sute. Deci 40-50 la o ședință. 40-50 împătimiții. Da. Ofițerii colecționau aviație, cosmos, da, aerofilie, pictură, era aerofilie. Da. Nu puteam să facem concurență. Da. Și atunci mi-am căutat un domeniu. Da, o nișă unde pot eu să mă...